Avocat, înainte de a vedea interviul cu soția domnului Marian Florea, vreau să vă întreb cum a ajuns cazul la dumneavoastră și de ce ați decis să-l preluați, că unde îl duceți, către cine, cine trebuie să explice și să răspundă pentru această pierdere a unei vieți tinere. Oamenii aceștia care sunt dintr-un sat aproape de localitatea mea de Baștină sunt oarecum rude cu mine, sunt niște rude îndepărtate cu mine și au venit tocmai pentru că puteau să aibă încredere. De ce am decis să preiau acest caz? Șocant pentru mine au fost două elemente din dosar. Pe data de 5 mai omul este declarat decedat, suspect de COVID. Bineînțeles, cele 4 sau 5 comorbidități pe care le-ați văzut acolo. Dar pe data de 2 mai se emite de la Institutul Cantacuzino, nu de oriunde, un certificat din care rezultă că testul a fost negativ. Și nu e vreun element... altul între timp, între 2 și 5, din care se rezulte că e pozitiv? Nu, cel puțin din dosarul meu, nu. În al doilea rând, m-a șocat lista cu apelurile telefonice și cu consemnările pe care le-a făcut ambulanțierul, care a încercat de numai puțin de 7 ori și de-abia 8-a oară a reușit să găsească un spital unde să-l ducă pe om. Sigur că da, era într-o situație delicată, era obez, era... 8 spitale în care, deci, ambulanțierul stătea cu omul în mașină. E vorba de vreo 4, adică a tot încercat, a fost pasat, omul suna din 15 în 15 minute pentru că era o chestiune urgentă, gravă. Și la a 8-a oară a reușit să-l interneze la Bagdasar. Haideți să ascultăm mărturia.